Între timp, într-un univers paralel unde nu există școală. Mă duc la România. Scrie cu la sau... Lucrat, mă, știepule. Între timp, într-un univers paralel unde doar se minte. Dă-mi dacă laptop îți caută aici. N-am laptop. N-am. N-ai? Între timp, într-un univers paralel unde poți citi gândurile. Băi, serios! Așa, Maria Rezeșu află și roca aia pagană. Între timp, într-un univers paralel unde oamenii mai uită ocazional. Între timp, într-un univers paralel unde agresiunea e afecțiune. Victor! Da, știu! Între timp, într-un univers paralel unde tot ce spui e amuzant. Între timp, într-un univers paralel unde nu există Dumnezeu. Între timp, într-un univers paralel unde totul e un film vechi. Între timp, într-un univers paralel unde nu există liniște. Între timp, într-un univers paralel unde criminalii se denunță singuri. O stai că e negruți 6. Da, am mort în fată. Da, stă acasă. Între timp, în universul nostru. Victor! Hai, people, sunt Victor Mus și sper că v-a plăcut episodul ăsta. Dacă a fost așa și dacă vreți și partea a doua, lăsați un like și un comentariu și dați un share ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să vă abonați pentru că data viitoare ne vedem cu 5 minciuni despre diavol. Lăsați de asemenea și întrebări pentru Q&A-ul care o să urmeze. Eu vă pup, vă sunteți cei mai faini. Pa! Așa, Maria Rezeșu află și roca aia pagana. Alo! Nu-mi dovedeți mă gândesc. Nu-mi dovedeți mă gândesc mai ieftin. Hai ca laptop. Mă găsit acasă. Ce jos? Ești moarte. Mă găsit acasă. Dar unde n-am spate? Că s-a scăcat. Că am căutat scos, dar am dat seama că nu. Pentru sugestii, întrebări.